Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează Sprijinirea pensionarilor o obligație morală. Dar nu pot să încep declarația mea politică fără să remarc în ghilimele declarația făcută de colegul dinaintea mea, o declarație politicianistă, necunoștință de cauză și care nu corespunde realității. O spun ca unul care am făcut parte din Comisia de Revizuire. Și vreau să spun că o treime din amendamentele Comisiei au fost amendamentele reformului Constituțional, deci a fost o consultare cu societatea civilă. Și acum trec la declarația mea politică. Cum spuneam, se intitulează Sprijinirea pensionarilor obligație morală. Se cunoaște faptul că pensionarii din România au în mare majoritate venituri modeste și astfel neeligibile pentru bănci. Singura șansă de a beneficia pensionarii, de împrumuturi o constituie casele de ajutor reciproc ale pensionarilor unice în Europa existente în România încă din 1907. În prezent, împrumuturile pornesc chiar de la sume derizorii de 15 lei, iar majoritatea sunt de 400-700 de lei. Utilizarea instituției executului judecătoresc pentru înființarea popririi pe asupra pensii care solicită legal un orariu de peste 100 de lei plus TVA, precum și cheltuielile procedurale tot purtătoare de TVA, determină uneori ca valoarea acestora să depășească valoarea sumei împrumutate. Mulți dintre pensionarii împrumutați care provin din mediul rural și au de parcurs lunar distanțe de 10 de kilometri până la reședința de județ sau localitatea unde funcționează Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, pentru a plăti ratele lunare ar accepta benevol oprirea asupra pensii. Pensionarii care ajung în situația de răi sunt membri acestui tip de asociație care le pune la dispoziție și alte servicii de reparații, servicii medicale, asistență socială, cluburi, centre de zi, deci nu au nevoie în relația care se creează între împrumutător și împrumutat de intermediari, instituții de mediere sau instanțe de judecată prin executorii judecătorești decât în situații excepționale. De aceea nu se compară cu relația bancă-client. Se impune modificarea articolului 14 din legea 540 per 2002 privind casele de ajutor reciproc a pensionarilor, în sensul ca prin derogare de la prevederile articolului 623 și 625 din legea 134 per 2010 privind codul de procedură civilă, contractele de împrumut să constituie titre executorii înființarea poprilor fiind făcută de creditor fără a fi necesară intervenția executorului judecătoresc. Costurile mari care implică executorii judecătorești și care nu pot fi suportate de vârstnicii României, vremea nefavorabilă, lipsa mijloare de transport în diferite zone ale țării, neputința unor vârstnici de a folosi cardul în mediul rural și desfințarea unor oficii poștale, ne întăresc convingerea că această modificare este absolut necesară și o susținem. Deputat PSD Sorin Stragea, Colegiul 7, Lugo Timiș. Vă mulțumesc!